Este prima zi de primăvară și Dumnezeu mi-a dăruit-o atât de frumoasă și însorită. Dați-mi în primul rând să vă felicit cu venirea primăverii, să vă doresc o primăvară mai bună și pentru că suntem în preajma zilei unei alte sărbători, Ziua Femeii, și în sală văd preponderent femei. Dați-mi voi, doamnelor și doamnelor profesoare și dumneavoastră, mamele, să vă felicit cu această sărbătoare. Dar această omagiene este și o mai mare responsabilitate pentru noi. Dumneavoastră, faceți ce faceți acasă. I-ați crescut până la vârsta aceasta. I-așteptați acasă, îi primiți acasă, îi hrăniți, îmbrăcați, îi întrebați cum le-a trecut ziua. Noi, femeile, doamne, de școală, îi întâlnim tot ca ce ești augustia, la școală. Și ne străduiam să fiu cel mai bun și mai frumos. Sunt încântată din nou să mă aflu aici în incinta Liceului Municipal Sportiv, invitată de profesor, de doamna directoare și întâmpinată cu atâta drag de elevii acestui liceu. Pacea și căldura, stimatelor doamne, la mulți ani, iubire în primul rând. Acelor apropiați, mă rog, sănătate, tot ce este mai frumos. Să fiți iubite, să iubim. Am fost invitat astăzi să cânt pentru profesoarele acestui liceu și pentru mamele copiilor care învață în acest liceu. Am avut o întâlnire foarte frumoasă, am avut o sală arhitectură și un public absolut excepțional, foarte receptiv. Chiar mi-a făcut o deosebită plăcere această întâlnire. Am prezentat un program mai restrâns. Am observat că și în această școală, deși este cu profil sportiv, sunt fete și băieți care învăță foarte mult să danseze, foarte mult să cânte. Deci eu plec, dar acolo concertul va continua. Nu vreau decât să doresc directorul acestui liceu și tuturor profesorilor acestui liceu mult, mult succes în activitatea dumneavoastră, iar pe toate domnișoarele să le felicit de asemenea cu ziua de 8 martie, să le doresc frumusețe veșnică, să le doresc toate florile din lume, să le aibă și mult, mult noroc!